Dragi respectatori, bine vă regăsim la o nouă emisiune, proiect comun CNS și Roman 24, alături de colega mea, jurnalistă Flora Ordean. Facem precizarea că în această săptămână înregistrăm emisiunea înainte să avem binecunoscuta de acum conferință de presă la primărie, care este mutată în această săptămână într-o zi de marți dimineață și nu luni dimineață, așa cum era de obicei. Așa că dacă ne scapă vreun subiect, lucru, o să mai revenim săptămâna următoare, deși mare lucru nu prea nu cred avem, să se întâmple. Decât așa poate referitor la ceea ce aflăm noi din comunitatea și ce s-a mai Facebook, discutat da, la mai Asociația discutat, Municipiilor și da, din România. Și întrebările da, puse de noi. De fapt, ca noutate, pentru că am fost de dimineață la primărie, nu se mai ține săptămâna aceasta acea întâlnire cu președinții de asociații pe tema deșeurilor, întrucât am înțeles eu, directorul de la Rosal nu a confirmat prezența, nu poate să ajungă și atunci se mută întâlnirea săptămâna cealaltă, pe 23 mai. Așa, și stai că să era vedem programată dacă joi. Așa, și stai da, să vedem dacă este de acord Consiliul Județean să facă această castană fierbinte da, cu mâinile liberalilor, pentru că lor le convine de minune să se știe că costurile, că cei de la Consiliul Local Roman au majorat aceste costuri și de altfel primarul Lucian Micu a ieșit săptămâna trecută în emisiuni pe toate posturile de televiziune și a explicat cele trei da, componente așa și tocmai am văzut un articol în ziarul de Roman și eu am fost de aceeași părere cu el că iată în fruntea asociațiilor de proprietari avem o serie de ceea ce se cheamă analfabet funcțional, adică analfabetismul funcțional este acea situație în care cineva citește un text, dar nu înțelege. Deci s-a punctat că de fapt impactul transportului gunoiului de la Roman la groapa de gunoi de la Piatra Neamț este doar de 0,60 de bani, o parte dintre costuri, suportându-se Rosalul. Acolo, grosul costurilor vin din taxa aceea de mediu de 80 care, de lei la tonă. De 80 de lei la tonă pe care guvernul a refuzat să o mai proroge, pentru că este o impunere a Uniunii Europene și, pe de altă parte, acea taxă impusă de la județ, componenta județeană care nu inicia decolea, nu mai amintesc cât e, dar oricum e foarte important. Păi haideți că am chiar am deschis să înțelegem da, încă o dată. Deci discutăm de tariful de depunere la Girov stabilit de Consiliul Județean prin hotărârea nu știu care, în sumă de 129,75 de lei la tonă, echivalentul a 51,9 lei pe metru cub fără TVA, preț care include, adică prețul ăsta de 129 de lei include și 80 de lei taxa de mediu. Deci ajungem în final la 12,9 lei. Ceea ce e enorm și iată însă că și în zona Târgu Neamț, zona în care operează tot Rosalul, de la Roman a câștigat da, licitația, s-a decis majorarea acestui preț, dar la ei cu 3 lei mai puțin. O fi mai departe Târgu Neamț, or fi reușit ei altfel să negocieze, Dumnezeu știe, cert este că acolo majorarea s-a făcut cu 10 lei. Poate că au reușit să negocieze altfel tariful acela de colectare, care la Roman a văzut că deci tariful Rosalului, care e de 40 ceva de lei de colectare efectivă de la platformele gospodărești. Aici intervine. Taxa de mediu o vor plăti oricum și de depozitare, cea impusă de Consiliul Județean, oricum e aceeași. Deci diferă doar aceeași, colectarea, da, să știți. Și este aberantă și acea taxă de colectare, pentru că știm că acolo se depozitează tot de-a valma, păcat de acel da, depozit economic, acolo nu sunt sortate și că prețurile, costurile acelea la aceste deșeuri reciclate ar mai putea fi micșorat în ceea ce a reușit Rosalul să recupereze și să intre în bugetul da, lui să-și acopere cheltuielile. Vorbim de peturi, vorbim sigur, de fier vechi, hârtie, vorbim... carton. Am văzut că lucrul acesta este încurajat în Roman deocamdată doar la zona de case, pentru că există o zi de sâmbătă, cred că e da, prima sâmbătă degeaba, din o lună. Degeaba puțin, e încurajat pentru că ei nu au stația de transfer de la acolo și nu sortează. Dar, și acolo nu, le duc... singura soluție ar fi ca oamenii să aibă în curte trei saci diferiți și dacă da,
dosarul vine nu, și... N-are înțeles că au mai fost câteva cazuri unde s-a decontat pe factură. Nu există rosarul, nu are cum depozita acolo și cum desorta, că nu funcționează stația de sortare, aberant. Și gândește-te tu ce costuri or să mai vină atunci când se va încheia odată, că de un an jumate au întins-o consiliere pe vremea lui Tărâță, PSD-ul n-a votat pentru scoaterea gestiunii gropii de la Girov, au fost nevoiți să înființeze o societate a Consiliului Județean care practic mergea da, un pe serviciu pierde, special, da. Așa și tot așteaptă să se cu justiția. Deci pe de altă parte noi avem nevoie de doi operatori, unul care să opereze groapa de la Girov și un alt operator care să fie la cordon, la stația de sortare și transfer. Rosalu a câștigat licitația pentru sortarea gunoiului pe zona Târgu Neam și s-ar părea că acum să aibă șanse să o câștige și la Roma. Totuși e interesant, eu nu cunosc dacă la Târgu Neamț au participat minim doi operatori la această licitație, pentru că licitația de pe zona Roman a fost contestată pentru că Rosal a fost unicul operator de salubritate care a participat la acea licitație. Ori nu-și vedea rostul licitația, că trebuia să fie minim doi pentru o concurență. Bun, și dacă nu s-au prezentat când nu le-a convenit, e adevărat, pe de altă parte, ce vă spunea că n-ar veni un operator din altă parte să lucreze aici deci în zonă. Din gunoaie se fac bani și pe de altă parte bine. Nu trebuie să ne ferim că știm la multe licitații au existat înțelegeri între anumite societăți și avem o firmă de la Botoșan, de la Bacău, doar pentru a concura, nu neapărat și a câștiga licitația. Până nu se va cum se întâmplă la asfaltări. Da. Bine, la asfaltări de multe ori câștigă o firmă, dar are măcar un subcontractant care a fost de asemenea la licitație și l-a ajutat să ofere prețul care a dus la câștig. Deci asta ar fi noutate legată. Și nu mai avem săptămâna aceasta o întâlnire, pentru că la întâlnirea cu asociațiile nu s-au grăbit să vină nici cei de la Rosal, nici cei de la Consiliul Județean. Da. Și se speră că abia la sfârșitul lunii, vă spuneam, pe 23 mai, să fie cei trei pioni importanți aduși la Roman. Să vedem dacă va accepta Consiliul Județean. De comentat că oamenii l-au avertizat verbal pe Lucian Micu că o să vadă el la vot. La final. Unii dintre cei prezenți susțineau că vor renunța la aceste contracte. E vorba de acele acte adiționale pe care Rosalu le dorește acum. Dar nu se poate. Da, la contractul vechi. E vorba de contract european. Da. Și au mai spus oamenii chiar că problema ar putea să-i dăuneze lui Lucian Micu la viitoarele alegeri. Adică pur și simplu... Au spus-o cu subiect și predicat acolo. Da. O să vedeți, domnule primar, la alegeri. Ceva de genul. Da. Persistă scandalul și la cea de-a doua companie a Consiliului Județean la Apa Serv, unde știm că Cătălin Dughir a fost înlăturat, revocat din funcție, se află în stare de judecată, contractul său de muncă este suspendat și este dat unui om de la PSD pe care îl contestă de data aceasta Dughir ca fiind un profesor de sport care n-ar avea nicio tangență cu Apa Serv. N-ar avea pregătirea, da. Pe de altă parte, eu am văzut un articol interesant în Monitorul că deși cei de la Ziar au făcut mai multe scrisori deschise, da, către compania Apa Serv pentru a solicita informații de interes public, nu le-au răspuns și se întrebau colegii de la Monitor oare ce ascund acum noi șefi de la compania Apa Serv, pentru că până la urmă ei își duc existența pe spatele nostru. Sigur, cei care achităm 8 lei și, pe metru cub și avem acces, trebuie să avem acces la informații. Și ai văzut că și la asociațiile de proprietari oamenii strigau, domnule, nu se poate în județul Neamț, cea mai scumpă apă din țară, cea mai acum să fie și gunoiul cel mai scump din țară, nu se mai satură lăcustele acestea. Adică oamenii au fost extraordinar de duri și uite că, din păcate, toate aceste se sparg în capul primarului în care funcțiune. Care este acum în funcție. Că vă amintiți că deputatul de astăzi, Laurențiu Loreanu, a tot amânat acest moment și l-a tot amânat și l-a tot amânat, pe bună dreptate știa că va fi o răscoală a populației. Ceea ce este trist e faptul că, deși noi discutăm de vreo 4 ani despre scumpirea gunoiului, de pe vremea când împreună cu regretatul Culiță Tărâță mersesem noi la cordon acolo și am făcut recepția a tot ce era acolo, ni se demonstrează încă o dată
dată că oamenii, cetățenii din Roma și mai ales președinte de asociații, ar trebui să te implici mai mult. Nu citesc ziarul, nu se uită la o emisiune, nu sunt informați. Deci nu înțeleg. De 4 ani n-ar fi trebuit să le ia prin surprindere. Analfabetismul funcțional, nu înțeleg. Și atunci ne întrebăm de ce nu părăsesc acești oameni, acest sistem și să lase tineri capabili să facă lucrul acesta, că președinte de asociații de proprietari ai niște salarii frumușele. Este o mafie întreagă și aici. Nu intră oricine. Dar acolo președinții de asociații sunt aleși de oameni, acolo au indemnizații de conducere, dar oricum cumul peste o pensie medie. Au fost cazuri în care s-a votat în acel comitet al lor, în Consiliu, majorarea salariului președintelui de asociații, iar locatarii au aflat după, când efectele erau deja produse. Eu am făcut parte până anul acesta din Comitetul Asociației de la mine. Lumea nu vine. Este convocat o asemenea asociație de locatari. Îți spun, la ultima adunare generală, și asta nu-i plătită asta din comitet, era pur și simplu benevol, au venit 14 oameni. 14 oameni într-o asociație ca aceea în care sunt eu, unul Smirodava, cu peste 400 de apartamente. Te gândești tu ca și populație. Scandalul este enorm și, din păcate, oarele sparte se vor sparge în capul PNL-ului, deși deputatul Laurențiu Leoreanu a interpelat ministrul mediului, au încercat asociația municipiilor, s-a încercat tot ceea ce se poate face. Și ca să terminăm cu capitolul scandalul, eu ți-aș propune să discutăm despre scandalul din cultură. Până și cultura este bătălie mare, PSD-ul și-a adus prefect, a fost numit prefect, fostul primar de la Dragomirești, îmi scapă nume, Panaite, a fost mână dreapta lui Gheorghe Ștefan, trecut, sărit acum în barca PSD-ul, de altfel despre săritul ăsta dintr-o barcă în alta o să mai discutăm pe parcursul emisiunii de astăzi. Iată că la cuvântul de investitură a prefectului, care s-a produs miercurea trecută, după ce am ținut noi emisiunea, Ionela Sene. Multe evenimente miercuri și prezentarea programului candidatului PSD la Roma. Să vorbim, că a venit de acolo. Asta, Ionela Sene a scăpat pentru prima dată o ordonanță pe care mai pregătește guvernul Grindeanu, și anume aceea de revenire a prefecților la statutul denumit al unui partid. Aici mie și-a spus că de fapt așa se și petrece, pentru că e o imensă ipocrizie. Pentru că, într-adevăr, prefectul este apolitic, de el fiind trimisul guvernului în teritoriu. Ori guvernul nu poate să trimită un alt om decât omul de la el din curte, e clar. Ca să-i transpună programul de guvernare. Și atunci se va reveni. Ba, a mai avansat o idee, deși acest lucru se petrecea și până acum, că se va merge la repolitizarea și a instituțiilor descentralizate din teritoriu. Mă gândeam acolo să vezi din nou ciolaniadă, bătălie pentru posturile acestea. Și vorbeam că această politizare coboară până și în cultură. Tot săptămâna trecută a avut loc concursul pentru principalele instituții bugetate de Consiliul Județean. Vorbim de Teatrul Tineretului, de actorul Timuș, cel care s-a revoltat că va trebui pentru prima dată instituția să anuleze Festivalul Teatrului Tineretului, care se face de pe vremea lui Ceaușescu. Și am văzut chiar o campanie și pe Facebook cu Salvați Festivalul și Teatrul Tineretului. Și lucru care nu prea i-a convenit președintele Ionel Arsenie, și probabil că atunci urmare acestei ieșiri a decis dumnealui să dea concurs la toate instituțiile subordonate bugetate de Consiliul Județean. Așa se face că nici profesorul
doctor Iulian Gherca, instalat pe funcția cu un an în urma unui concurs. Da, în iulie 2016. În iulie 2016 n-a luat notă de promovare, a concurs cum o fi știut cu un an și ceva și acum nu mai știe, deși e o somitate în materie, da. Dar nici Adriana lui Gheorghe, cine n-a auzit în țara asta de Adriana lui Gheorghe să nu ia un concurs la Biblioteca Municipală, este clar că este un post pe care îl răvnește PSD-ul și vrea să-l și politizeze, cu atât mai mult la bibliotecă, unde spun că sunt niște salarii acolo și aș vrea să discutăm odată despre salariile din bibliotecă care au stârnit, deși sunt suportate fie Consiliului Județean, fie consiliilor locale, acestea printr-o lege foarte bine scrisă, probabil de cineva cu interese în domeniu. Legi scrise tot pentru de ei, așa, pentru ei, da? Au pus în drepturile lor și sunt niște salarii de 30 și ceva de milioane și stai că s-au majorat. Și asta n-ar putea să fie chiar atât de deranjant dacă oamenii care ocupă aceste posturi chiar au studii în domeniu și da, chiar s-au pregătit și chiar sunt capabili. Da, că da, e o diferență și aici. Nu prea mai sunt. Ei sunt perfecționați, ei sunt calificați prin niște cursuri de perfecționare, pentru că în România nu mai există, s-a desființat încă de pe vremea lui Ceaușescu, era o facultate de bibliotecă economie și în Romani existau două persoane, doamna Jora, care are această facultate de biblioteconomie și a mai existat la ieșită la pensie doamna Vartolaș, au fost singuri de restul și doamna Jora, am presa că e ieșită la pensie, dar mai colaborează da, cu Vila Calistratoga și acolo, este da? Custodea Vilei Calistratoga și iar aici au încadrat pe cineva fără studii, este un bărbat, chiar și acolo nu știu cu ipila. Nu ne miră că au fost încadrați fără studii, la fel cum s-a întâmplat și în aș vrea parte. Odată, aș avea așa, aș fi extrem de satisfăcută dacă am face așa ca un fel de arbor genealogic, să vedem cine și cum și ce, cine și-a mai adus în funcție soții, neveste, amante da, și cam așa ce mai studii departe. Are fiecare, dacă e pregătit pe domeniul respectiv. Fiecare o să ne crucim, o să ne crucim ce o să găsim păi, la nivelul seama, romanului. Dacă și în guvern, în comisiile de specialitate, de multe ori la agricultură, sunt persoane care n-au văzut în viața lor o sapă sau nu știu ce înseamnă agricultura. Deci nu sunt specialiști de sus pornind în comisiile de specialitate ale guvernului. Da, păi în instituțiile mai mici unde mai pui la o bibliotecă? Haideți să discutăm un pic despre programul zilelor orașului. Tocmai săptămâna trecută m-am întâlnit cu muzeograful Relu Butnaru, cel care organiza împreună cu Asociația Municipiilor Meșterilor Populari, Asociația Culturală a Meșterilor Populari și asociația aceasta pe care au înființat-o în mandatul trecut, stai să-mi amintesc cum se cheamă, în sfârșit de antropologie urbană. De antropologie urbană, așa. Exact, aveam un lapsus. Și eu încercam să-mi amintesc, așa, da, de antropologie urbană, da. Și a intrat în contradicție pentru că el de fiecare dată de când s-a organizat acest târg al meșterilor populari în centrul municipiului s-a opus aducerii de chiciuri. Ori el spunea, domne, există o regulă strictă, nu bagi acolo nici vânzare de gogoși, nu bagi acolo nici da, vânzare de mici grătare, spărini și așa mai departe. Ii din acestea, măcar care nu sunt tradiționale, argint, da, lipit și nu, argintul, da, este argintul. Te rog să deschizi un pic pagina asta de caut, Facebook da, la doamna Iulia. La Iulia, că au decis să facă în curtea ia să vedem, am găsit Târgul Meșterilor Populari în curtea muzeului Casa Nebruchii. Ediția 8 roman în perioada 18-21 poți înainte de da, celălalt. Ia să vedem, această activitate culturală este concepută ca o expoziție în aer liber în perimetrul Muzeului de Istorie din Roma, în curtea Casei Nevruții, din Cuza Vodă, numărul 36. Vor încă pe acolo ia să vedem, 40, domeniile reprezentate în această ediție sunt prelucrarea lemnului, a metalelor, da, a pieilor,
argint aur. Da, pieilor, olărit, industrie da. Casnică. Olăritul, da. Portul popular, podoabele. Da, atenție, port popular autentic. Autentic, o ie cu sută manual ajunge și la 400 de lei, da. Măcar, nu la 80 de lei, cu așa. Cât sunt. Da, avem port popular, podoabe, confecționarea măștilor și jucăriilor, pictarea ouălor. Un condeierea ouălor. Da, icoane, dulciuri tradiționale. Aici turtă dulce, aici da, ciocolată de casă, de casă, ciocolatul sigur. De casă. Salam de biscuit, sunt atâtea lucruri care se fac. Nu știu dacă chiar toate intră. Nu intră dar, chiar și toate, cam nu? Atât, și cam atât. Cam atât, ei, da. Și ținând cont de faptul că... Dar vreau să spun că vor veni meșteri, peste 20 de meșteri din țară și ca județe avem Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui, Covasna, Harghita, Argeș, Prahova, Vâlcea. Da, adică i-a căutat pe cei da. Care de ani de zile sunt în legătură. Intrarea este liberă, se va vizita acest târg între ora timp de 3 zile, în perioada, deci începe 18-21, de la orele 9 dimineață la 9 seara. Primarul a recunoscut, că ai văzut că am întrebat eu la conferința da. De presă trecută, a recunoscut faptul că a existat un incident și o neînțelegere între asociația care vine asta și a spus că are drept de proprietate intelectuală asupra denumirii acestui târg. Ținând cont de faptul că la nivelul municipiului roman este organizat și de Societatea Municipală de Antropologie Urbană, mă întreb un pic dacă la un moment dat președintele acestei asociații era Marius Niculae. Nu aș vrea să greșesc, ar trebui să verificăm dacă mai da. Este probabil președinte. Nu, că era pe vremea când era deputat. Da, dar nu să știi, că nu e o funcție asta, e o funcție pe care ți-o alegi permanent da. Și nu să știe încă. Că sincer, mă îndoiesc că da. Ar mai fi într-o astfel de funcție, dar... În sfârșit, ar fi interesant de știut acest lucru. Și acum să venim cu bomba bombelor, este cea legată de apariția, tot ne întrebam noi, măi, să fie apariția unui alt candidat, da. A candidatului de serviciu, a independentului, cu ghilimele de rigoare, Harabagiu. George Norocel Harabagiu, cel care declară că candidatura sa va însemna o revanșă. M-am uitat și știu că a luat 135 de voturi, ceea ce însemna 0,63% din electorat. Noi avem pe liste, aveam anul trecut 41.131 de... Asta, dar astea se refac acum, că s-ar putea să fie plus minus, că s-au adăugat cei care au împlinit 18 ani și au fost scoși până la zi când le-o cere, când discutam dimineață cu secretarul, când le-o cere autoritatea electorală permanentă cu câteva zile înainte de sau cu o lună înainte sau ceva de genul ăsta. Nu mai știu cum este domnul trecut pe Facebook, că nu găsesc. Deși la cine? La domnul Harabagiu. Norocel Harabagiu, gardianul. Gardianu. Gardianu. Nici trece. Așa nu e bine. Ia să vedem. E mai complicat de găsit. La gardianul nu e. Nelu Gardianu. Nelu Gardianu, da. Că vroiam să citim și motivația dumneavoastră, explicația că trebuie, da? E interesant explicația aceasta. Cred că în veste a apărut, da? Da. Și este un interviu cu dumneavoastră. Spune așa. Am fost determinat să candidez de faptul că la primăria Roman candidat nu este domnul Micu. Sunt destul de abil și de hârșit ca să înțeleg că mă voi lupta în această campanie tot cu primarul din umbră, cu Dan Laurențiu Leoreanu. Ziua judecății se apropie, spune el, îi transmit lui Leoreanu că urmează episodul 2, revanșa. Este prima declarație publică a dumnealui. Dacă unii sunt deranjați de presă și de ideea de transparență, nu-i problemă, mă duc eu peste ei. Mai, S-a referit la faptul că n-au fost invitați jurnaliști de la Piatra la lansarea candidaturii lui Lucian Micu, care s-a produs care în acest weekend. S-a produs cu trimiterea unui comunicat de presă și atât. Și atât. Și într-adevăr, Harabagiu a avut 132 de voturi în vara lui 2016. Luăm pauză de publicitate, ne întoarcem în partea a doua imediat.
Da, ne-am întors, dragi telespectatori, în partea a doua emisiune de astăzi, proiect comun CNS și Roman 24, alături de colega noastră, da, jurnalist Flora Ordean. Nu spuneți așa ca să nu speriem telespectatorii, nu se știe niciodată. Când nu o să mai fie, o să avem grijă să anunțăm oficial acest lucru. Deocamdată proiectul există. Ne întoarcem la candidatul acela surpriză. La domnul Harabagiu, da, candidat independent, care pentru a doua oară cu repetiție la Roman, a avut grijă să ne spună că mai are încă viză, adică domiciliu în Roman. Aici mi se pare corect. Eu la știrea de dimineață țin minte că am reamintit faptul că candidatura lui a fost contestată de colega noastră Teo Rusu. Da. Dar eu nu mai aminteam exact și m-a corectat colegul meu Neamțu, spunându-mi că ea n-a contestat faptul că el s-a înscris și a candidat, ci a contestat faptul că n-ar fi avut numărul de semnături necesare. Deși mie mi se pare și la un moment dat s-a mers pe ideea că semnăturile de la PSD i-au fost date și lui, dar pe de altă parte nu e nimic greșit, pentru că eu, cetățean, pot să semnez că susțin candidatura tuturor candidaților. Ce fac eu? Pot semna de mai multe ori. Da. Deci, semnătura, să ne înțelegem. De semnătură este o semnătură de susținere, adică eu sunt de acord că tu ar trebui să intri în această cursă și cel mai bun să câștige. Semnătura pentru un candidat nu este egal cu votul pentru un candidat. Da. Trebuie să ne înțelegem. Votul va fi pe 11 iunie în cabină, în intimitate. Și fiecare știe ce face, da. Deci susținerea nu înseamnă vot. Povestea care se pune mi se pare aici contestabilă, însă și faptul că el locuiește în Piatra Neamț, e de notorietate că locuiește în Piatra Neamț. Păi mă duc și eu să îl contracandidez pe Chitic, să zicem, nu? Da, sau știu eu, găsiți pe cineva care să vă ia în spațiu și să vă treacă domiciliul în buletin în Piatra Neamț. Așa și n-am decât să candidez. Da, pe de altă parte, de să ne amintim celălalt caz celebru, Elena Udrea, da, care pe ultima 100 de metri și a cumpărat un apartament sau l-a închiriat, da? L-a modernizat, a zugrăvit, a făcut chiar o emisiune pentru un post din acesta care vede senzaționalul în casele vedetelor, da? În apartament la Roman, cum face ea, sarmale, ea a croșetat, a spălat, a dat cu mopul, femeie harnică. Adică n-ar trebui să ne surprindă dacă mai mari politicieni cu notorietate în toată țara au reușit, blonda celebră a reușit. Deci n-ar face Mie nu mi se pare corectă treaba și îți dai seama nu că la ce să aici ne vor campanie. Va umbla în toată haznaua politică. Adică ceea da, atenția, să ce a spus el. Candidat la Roma nu este Lucian Micu, candidat este tot Laurențiu Leoreanu. Da? Așa spune domnul candidat. Așa spune și foarte multă lume tinde să creadă acest lucru, deși iar mai circulă un zvon, dar nu îl putem lua de bază și nu îl putem cu atâta timp cât Laurențiu Leoreanu l-a lansat deja și l-au lansat între ei acolo pe candidatul Micu. Se pare că ar exista o înțelegere. Pentru că și sondajul acesta cu care spune PSD-ul că ar fi ieșit în campanie, că nici nu s-ar fi lansat Marius Neculai cu proiectul său despre care discutam. De la bine spre mai bine. De la bine spre mai bine. A fost cinstit că a recunoscut parteneriatul Că situația de la care pornim nu este una rea pentru Roman. Dar ceea ce mi se pare mi se pare de bun simț pentru un candidat. Da. Și toate proiectele care fuseseră trecute în portofoliu Elenei Udrea, iată că și le asumă și Marius Neculai și noi, dacă ne mai amintim așa un pic din perioada, dacă ar fi să umblăm bazinul la de amintim, ar fi, da. Bazinul de not ar putea fi una dintre... spitalul... Casa copiilor, au fost acele centre sociale, Casa bunicilor, Casa copiilor, reabilitare școli pe bani europeni, donații pe la spital, schimbarea lifturilor, tot schimbarea așa, lifturi. La spital. Sunt foarte, foarte multe proiecte. Da, schimbarea lifturilor la spital nu s-a făcut cu bani de la Consiliul Județean. Da, cu intervenție, dar pe vremea când dumnealui era deputat și spunea că împreună cu reprezentanții Consiliului Județean au bătut pe la ușă, pe la București. Asta am reținut eu.
Bun, da. Acum, na, e obiceiul politicienilor să-și tragă în dreptul lor. Nu, știți care este concluzia? Că avem un portofoliu, o mapă de proiecte pentru romani, la care nu a lucrat numai un om, dar rând pe rând, fiecare dintre oameni și... și-a asumat că a făcut mai mult singur. Da. Adică s-a plimbat portofoliul. Așa. Și, de la unul încă, la altul. Și încă mai este încă o chestie. E portofoliul, că acuză astăzi PSD-ul că portofoliul s-a dus la Lucianicu. Susținând că el nu este traseist politic, ținând minte că lui că s-a închis ușa în nas. Dar dacă ți-amintești tu la conferința de presă, eu am întrebat acum, această candidatură este o revanșă împotriva a faptului că PDL-ul, la solicitarea lui Traian Băsescu i s-a făcut loc doamnei Udrea, da. Și respectiv Gheorghe Ștefan în fața Laurențiu Leoreanu, nu Lucian Micu. Laurențiu Leoreanu, la cererea lui Ștefan Via Băsescu, la nunta lui Ariton la Sibiu, l-a mai chemat odată și la Codroceni, pus-o pe Elena Udrea. Asta îți spun cu siguranță și așa a plimbat-o de mânuță. Da, deci atât, e un portofoliu Leoreanu, care a mers așa, de la Laurențiu Leoreanu la Elena Udrea, după care vine Marius Neculai și ne spune, domnule, stai puțin, că și eu am contribuit. A mai venit și Laurențiu Leoreanu în 2016 cu același portofoliu, pe care astăzi spun cei din PSD că îl va trimite către Lucian Micu. Își va mai asuma și Lucian Micu odată proiectele, că a fost din scaunul de viceprimar. Și mai este o chestie. Dovadă că Boc nu avea absolut nicio trecere. El era președintele partidului. Eu m-am aflat în perioada în care începuse așa o precampanie electorală atunci cu Udrea, în perioada în care am avut în mână, deci nu vorbesc prostii, nu spun din amintire, am avut în mână decizia biroului politic al Partidului Democrat Liberal, semnată de Boc, prin care candidații cu reușite, așa cum era bifat în dreptul lui Marius Neculai, asta li se păstra portofoliul. Iată că n-a mai contat acest lucru. De altfel, a fost și unul din motivele pentru care a plecat din Elena Udea din PD. Nu, s-a căutat un primar puternic undeva în țară, iar acel primar puternic undeva în țară era Laurențiu Leoreanu, care luase cu 70 ceva la sută fotoliu de primar. Avea un scor foarte bun, cred că cel mai bun scor la primari. Da, da, asta a fost în disputa dintre Cărbușor și Ursărescu, care știm cât de urât a fost și lumea se cam săturase, veniseră pentru prima dată și piatra arăta boboc, chiar dacă acolo s-a făcut prin îndatorarea... Nu, nu. Păi, dar primul mandat al lui Laurențiu Leoreanu a fost în 2008, Udrea a candidat în 2012, Leoreanu luase al doilea mandat în 2012. Deci Leoreanu era primar performant la nivel național și în 2012, după care a candidat Udrea. Localele au fost în vară, Udrea a candidat în decembrie. Da. Deci asta a spus, a căutat un primar performant și l-au găsit la Roman. Ideea este că l-au găsit la Roman, dar iată că după ce a luat al treilea mandat, spre surprinderea sa cu un scor mai mic, nu mai mic, a luat la parlamentare. A fost, a fost scor mare, 70, tot așa 70 ceva la 100, dar nu uitați că prezența a fost mică. 35%. La localele din 2016. Mă întreb acum câți vor ieși acum la... Eu tare mi-e frică de absenteism, da, pentru și că lumea tare nu mi-e știe. Mai frică lumea de... Lumea nu știe că va fi o campanie electorală la Roman. Și pentru că nu e anul. Nu e timp. Anul. Știi? Știind că ei au votat primarul anul trecut, puțin sunt cei care știu. Și putem foarte bine discuta despre analfabetismul și funcțional politic de data aceasta, încă lumea nu va ști. Bine, dar pe de altă parte, candidații au cam început să iasă la plimbare prin oraș. Am văzut pe Facebook, cam toți candidații s-au oprit, nu știu, pe la bazar, prin piețele din Roman, încercând să discute cu oamenii, pentru că și-au dat seama că... Atenție, aceste panouri enorme de care noi discutam înainte, când ar mai fi legale, probabil că Marius Neculai le va scoate... În perioada de campanie, da. Nu uitați că s-a mai întâmplat așa, și cu alți candidați. Și apropo de aici, hai să mai comentăm acea dispută între el și unul din susținătorii lui Lucian Micu, preluat de la
Să este vorba de fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Alto Pellegrini. Nu știu dacă ai văzut postarea pe Facebook. Tot pe Facebook, cred. Da? Da. Bine, pe de altă care parte... se întreabă de ce ar renunța un om de afaceri de talia lui Marius Neculai la o afacere așa de bănoasă. Pentru că răspunsul ar fi că domnul Marius Neculai are pe cine să lase în continuare să se ocupe de afacere. E o provocare, adică e o încercare să mai trecem palmaresul tău în portofoliu și faptul că ai fost primar de Roman, adică da, de obicei oamenii de afaceri, după ce au afaceri de succes și au și bani mulți, trec în politică. Acum știți cum ar trebui să se pună întrebarea? Cum e mai corect? Să faci întâi politică și după ce ai făcut politică să te îmbogățești sau să intri în politică când deja ai bani și se presupune că eu nu mai vrei? Eu așa zic că să intri în politică când deja ai bani. Păi vedeți, adică ar putea fi un răspuns acesta. Aș mai aduce în discuție dacă am terminat... Să depășim momentul că o să mai avem timp să discutăm despre candidați. Discutăm despre aceste zile. Dacă dai pe această căutare pe Google, în fiecare zi găsești câte o zi. Ziua fericirii, ziua mărului necules, ziua nu știu care. Ziua zâmbetului, a îmbrățișărilor. Tot felul de zile. Și cu aceste prilejuri, fiecare breaslă iese și își plânge nemulțumirile. Iată că săptămâna trecută, pe 5, am descoperit că există ziua moașelor. Da. Prilej cu care Asociația Moașelor din România a ieșit să-și plângă necazuri pentru că a moșii, meseria aceea de moașă era o îndeletnicire din antichitate, din cele mai vechi... Și o meserie respectată. Și o meserie respectată și erau și foarte bune aceste moașe. Ori acum au început să fie scoase pe bandă rulantă școlile, facultățile acestea de scurtă durată, le funcționează pe lângă facultățile de medicină, 4 ani, 3 sau 4 ani, scot aceste studii și specializează pe domenii istrict. Ei au scos o mulțime de moașe, ori acestea nu își găsesc în sistem loc de muncă, dar sunt șomeri. Fie șomer pe bandă rulantă, fie se duc la export, pentru că o meserie e foarte căutată. Și atunci se întreb de ce mai investește statul în asemenea... Dacă oricum nu îi păstrează și nu se folosește de cunoștințele și priceperea lor. Și au ieșit cu un comunicat și am fost curioasă în județul Neamț să știu câte asemenea cadre sunt încadrate și am aflat că este un cadru, o singură moașă asistent, moașă, nu știu cum, meserie de moașă, dar cu studii superioare, la maternitate de la Roman. Și de altfel spunea domnul Puiu Sârbu că toate disciplinele există strict specializate și că la Roman, după ce am discutat cu directorul de îngrijiri medicale Elena Chiril, mi-a spus că ar mai fi doi asemenea asistenți medicali cu studii de lungă durată, de scurtă durată, studii superioare de scurtă durată, doi la radiologie și încă doi la neuropsihiatrie, 4. Dar vezi că ei nu sunt agreați pentru că ar umfla anvelopa salarială și nu prea le convine la aștia. Deși la medici s-au umflat, de nu știu câte ori. Da, măcar iată că e o veste bună, un domeniu în care studiile contează și ești plătit după studii, că în celelalte domenii, da, nu mai orică ai 10 clase, orică ai 17 ani de așa școală. Așa și discutam și cu doamna doctor Bica, care spunea că această meserie ar fi foarte necesară mai ales la țară, că de altfel moașa la țară, de acolo începea educația, ea se ocupă și adică de copil. Adică există atâtea cazuri în care, mai ales pe timp de iarnă, femeia a născut, da, într-o șenilată. Trebuie pregătită pentru nașterea naturală, trebuie urmărit copilul, ori acum câți mai urmăresc copilul, că medicul de familie, el e moașă comunală. Cam și atunci așa, spuneam, domne, nu este bun, deci trebuie pus, că n-ar mai rezista, mai ales că lor le-a impus acum
acum majorarea salariului minim pe economiile asistente și că lor nu li s-a majorat venitul de la casă și în aceste condiții cu ceea ce trebuie să plătească ei pentru întreținerea cabinetelor, cu tot ce au, dau faliment și nu mai pot încadra nici acea asistentă care e obligatorie și ea, doamna doctor Bica, cred că foarte multe cabinete medicale vor intra în faliment. Și atunci ea zicea, domnule, există o soluție, așa cum există acei asistenți comunitari, dar eu de aștia am auzit mai mult în asociațiile de romi. Ar trebui încadrat și niște moașe pe același principiu, care se servească 1, 2, 3 medici de familie, că mai ales la țară, ci că s-a împuținat extraordinar de mult numărul nașterilor, unde știam că... Mortalitatea bate natalitatea acolo de departe. Ce aș mai zice eu, să mai discutăm? Domeniul cultural, iată din nou, surpriza surprizelor, vineri, la Piatra Neamț, a fost vernisată o expoziție la Suceava, la Muzeul Bucovina Suceava, la care au participat 17 din cei mai cunoscuți pictori nemțeni, dintre care doi de la Roman, Cristi Pesecaru și Iosif Haiduci, că a fost o primire nemaipomenită. Acolo a fost foarte multă lume, foarte multe cadre universitare și că este pe bază de reciprocitate. Vor veni fie la Roman, fie la Piatra Neamț sau și la Piatra Neamț și la Roman. Da, dar din păcate publicul care gustă din această este activitate același, este, da, cam este, același, cam este cam același, cam îmbătrânit. Da, din păcate. Ce ar mai fi demn de discutat săptămâna asta? Hai să mai ne întoarcem un pic la soarta clubului Petrotub. N-am mai discutat noi acum vreo două săptămâni. Clădirea aceea pe care o dorea Consiliul Județean și tare mi-e teamă că s-ar putea să facă mișcarea asta, domnul Arsenie, pentru că dumnealui a încercat să-i explice pentru un comunicat de presă. Și marea surpriză a fost aceea că buricul târgului vrea să facă centru de reeducare minori. La mintea oricui, că e absolut impropriu. Da, nu, am discutat în emisiunea trecută acest lucru. Mă spuneați că ați fost chiar într-o documentare. Da. Nu eu am fost consilier județean și că ați discutat cu domnul Pelepco. Dar spre surprinderea mea nu știam de ce el s-a abținut la vot. Pentru că au lipsit proiecte care trebuie să treacă cu două treimi. Au trecut doar cu 11 voturi ale liberalilor, pentru că Lucian Pelepo s-a abținut și l-am întrebat de ce s-a abținut, pentru că el era cel care a declarat și mi-a spus că el conduce un ONG care are spațiu acolo și n-ar fi vrut să fie incompatibil. Am înțeles, da. Așa, și a lipsit doamna Monica Anton și a lipsit liderul Hopșa. Dar au votat 11, dar tot cu 11 și cu câți au fost, astea n-au trecut proiectul nici de data aceasta și asta. La conferința de presă l-am întrebat și pe primarul Lucian Micu și acesta a explicat că este pur și simplu o ambiție, că primăria are soluții și că dă acea clădire de la intrare în oraș, că se poate face un referendum și îți dai seama că aici nimeni nu va, ce om cu scaunul la cap va accepta să spună, fă domnule, centrul de educare în buricul târgului, în colțul acela, când acolo ai nevoie de spațiu. Probabil de joacă, că se vor mai liniști de... lucrurile după ce trec și acest alegeri. Eu nu știu dacă că face parte din această idee, așa și că dorește chiria pe toate spațiile pentru care acum chiria o încasează Romanul. Deși și aici a ajuns printr-o exprimare greșită făcută la nivelul fondului proprietății de stat, că acolo dacă spunea că dai primăriei Roman era una, de aia au zis da autorităților județene. Ori ei au interpretat că autorități județene ar fi Consiliul Județean,
lucru care s-a ajuns la această discuție. De acum aș scot ochii pe problema. Ia să vedem câte minute mai avem, dacă ne ajută colegul. Așa, să vedem, trecem la niște... averi, nu? La mai veri. Avem 5 minute, deci mai avem foarte mult timp. Am discutat în emisiunea trecută Ana Maria Alexe, Ovidiu Bojescu, domnul Carnariu am discutat. Am mers chiar și la doamna Pisică, mi-amintesc eu. Da, și domnul Havri, ce am mai discutat? Domnul Daniel Cazac. Nu, doamna Pisică n-am discutat, am discutat Daniel Cazac. Hai, da, doamna. Ba, da, și de doamna Pisică am discutat. Ce mai avem aici? Mai vine în minte, iată, șefa serviciului de la Resurse Umane, Otilia Gălățeanu, care semnează toate documentele pentru angajări. Figurează cu un teren intravilan de 1000 de metri pătrați în Roma, dobândit în 1999, o casă de locuit de 190 de metri pătrați, dobândită prin cumpărare, și un apartament de 59,6 metri pătrați în Roma, moștenit apartamentul, a obținut venituri din salarii de 26.659 de lei, la care se adaugă salariul soțului, administrator la Rom Central, în valoare de 13.652 de lei, și dividende în valoare de 55.000 de lei. Mihai Havrici Tomșa, inspector în cadrul primăriei, despre doamna Havrici am discutat. Și despre el am discutat. Că l-am luat la pachet. Mai avem Ioara Cocea, șef serviciu. A declarat o jumătate dintr-un teren intravilan de numai 22,70 de metri pătrați, moștenit în Roman, tot jumătate din teren intravilan de 3.321 de metri pătrați în comuna Moldoveni, unde a mai moștenit și 13.000 de metri pătrați de teren agricol. Deține o jumătate dintr-un apartament de 79,71 metri pătrați în Roman, un autoturism din 2004 și mai are active financiare la o bancă de 24.823 de lei din 2000. Ea are datorii la o altă bancă, un credit contractat în 2015, scadent în 2020, în valoare de 37.100 de lei, și o descoperire, da, în valoare de 5.000 de lei. A obținut venituri din salarii 26.806 lei și din arendă 910 lei. Are pământ arentat. Da. Uite, am găsit aici, nu știu, chiar nici nu știu cine, Gabriluță Cincinela Iulia, auditor în primăria Roman. Iarăși are o avere frumoșică, dar probabil că nu este chiar a ei. Are un teren agricol din 2009, un hectar, moștenire, are un autoturism Ford Fiesta, are depozit bancar de 32.000 de lei, deschis în 2010, are salariu, venituri la Banca Transilvania, probabil că soțul o fi la, așa, 39.061 de lei, ăsta e venitul global la interese, cam la toți funcționarește la interese, e cam gol. Hai să o notăm și pe asta, ca să nu mai discutăm despre ea data trecută, mai avem timp. Directorul economic al administrației, Ciprian Dorin Alexandru, are un teren intravilan de 1.378 de metri pătrați, moștenit în 2006 și altul cumpărat în anul 2011, în suprafață de 392 de metri pătrați. Mai posedă o casă la Cordun, moștenită tot în 2006, cu suprafață de 81 de metri pătrați, și o altă casă în Roman, de 106 metri pătrați, cumpărată în 2011. Deține o Dacia Logan, cumpărată în 2008, și un Volkswagen Polo, achiziționat în leasing în 2010. A înstrăinat în 2016 un teren intravilan pe care a obținut 5.000 de euro și are un cont curent din 2015 de 10.000 de lei. A mai precizat venituri din salariu 18.666 de lei, la care se adaugă cele ale soției, salariată la AJOFM Neamț, în valoare de 35.604 lei, alături de alocațiile copiilor de 2.400 de lei. La venituri din alte surse a consemnat o indemnizație creștere copiii de 2.038 de lei. Asta și explică salariul așa. 4.810 lei plus stimulente de reinserție pe numele soției în valoare de 4.710 lei. Deci probabil că au făcut curândul la creșterea copiilor. Că se mai, o jumătate de minut am mai găsit aici un lucru interesant, că am zis noi că ar să facem așa ca un fel de arbori genealogic, cine și cum mai lucrează în primărie. Iată că am găsit-o pe Nora consilierului PSD Holban Bândușa Mihaela, inspector principal la managementul proiectelor, are un salariu frumușel 7.170 lei anual. Pe anual. Aici
câștigă bine, mai puțin decât declară soțul ei, care e patron Holban Andrei. Dar patronii niciodată n-au bani. Da, ne oprim aici că nu mai avem timp. Da. Vă mulțumim tare mult pentru atenție. Pe săptămâna viitoare de acum. La revedere! Bună.